Cu ce fac soclu, dacă la termosistemul din polistiren, soclul făceam cu un polistiren extrudat? La termosistemul de vată folosesc tot polistiren extrudat sau folosesc vată la soclu? În practică, lumea se fereste să pună vată la soclu, pentru că există teama asta de a... de a pătrunde apa în termoizolația cu vată. Uh, nu e atât de periculos pentru că plăcile de vată minerală bazaltică, făcute cu simț de răspundere, sunt hidrofobate în masă. Deci, ele nu absorb multă omezeană. Se udă superficial. Uh, ori, din cazul ăsta, o zi, două se zvântă și elimina. Păi, ele oricum sunt foarte permeabile la vapori. Uh, dar, în schimb, rămâne aceeași problemă. Socul poate fi lovit accidental mult mai ușor. Și atunci am nevoie de o rezistență la compresiune mai mare. Polistirenul are o rezistență la compresiune dublă față de vată. Corect. Și totuși, și în cazul polistirenului, eu pun un polistiren extrudat și mai puternic din punctul ăsta de vedere. Deci merită să pun un polistiren extrudat pe socul, pe zona de socul, pe de de strânse. De, de recomandat sens. e polistiren extrudat. Uh, nu e greșit dacă folosesc vată, dar uh, nu e nici cea mai bună soluție. Pe lângă că e mai scumpă, uh, s-ar putea la un moment dat nici să nu ofere aceeași protecție la impact ca o... Cu siguranță o nu e extrudat. aceeași protecție și pentru motivul ăsta se folosește extrudat în zona de suclu. Mai ales dacă folosești și șină de suclu și am suclu retras.